Bună seara, bine ați revenit la Dincolo de Alb și Negru. În această seară l-avem invitat pe domnul general în rezervă, Milcea Mândrescu, cu care o să discutăm, bineînțeles, despre război, din păcate, dar și despre pace. Bună seara, bine ați venit la emisiunea noastră, domnule Mândrescu. Bună seara, mulțumesc tare mult, încântat să vă fiu alături. Așa cum spuneam, nu avem ce face, deși am fi vrut să vorbim despre, nu știu, cum e armata în afara războiului sau cum este viața de general, viața de soldat să vorbim, din păcate, despre război, pentru că este foarte aproape de noi, dar și despre pace. Să vedem dacă e posibilă pacea, având în vedere și ultimele evoluții, dar ce trăim cu toții din februarie anul acesta până iată astăzi, când ostilitățile nu se opresc. Haideți să începem cu sfârșitul și să vedem cum, cum să privim ce se întâmplă acum în Ucraina, acum. Cum ați face dumneavoastră, cu ochiul dumneavoastră de uh, expert în domeniul militar, ca om care a cunoscut din teren ce înseamnă și războiul, putem să spunem, nu? Deși nu ați fost implicat până acum direct în... Uh, Doar nu? în Afganistan, dar e o altă istorie acolo, un alt fel de acțiune militară era. Așa. Cum să, cum să privim ce se întâmplă... Acum, astăzi, în uh, Ucraina, având în vedere uh, ultimele eu știu, evenimente, uh, ultimele atacuri ale Rusiei în Ucraina, ploaia de rachete a bătut uh, în forță uh, ieri, da, și care a continuat și astăzi, uh, cum să înțelegem uh, aceste, eu știu, ultime uh, evenimente? Să înțelegem că ne întoarcem cumva înapoi în timp, la începutul. Anul la începutul războiului, când Rusia tot așa a aruncat uh, cu ploi de uh, rachete peste uh, Ucraina, uh, sau că este mai degrabă reacția nervoasă a Rusiei după atacul asupra uh, celebului pod care face legătura cu Crimea? Păi, trebuie să înțelegem că războiul este în primul rând, sau trebuie privit în primul rând, din punct de vedere politic. El se declanșează la nivel politic și se sfârșește la nivel politic. Militarii luptă în războaie datorită ordinului politicienilor. Populația civilă suferă în războaie datorită acțiunilor acestora care nu au fost capabili să, capabil să, să mențină pacea. Asta pe de-o parte. Acțiunile, aceste bombardamente teribile, cele două zile, celor două zile trebuie să aducem, să adăugăm ziua de vineri, când primul bombardament a avut sau sâmbătă, sâmbătă, primul bombardament a avut loc, da, Dar împotriva zonei Zaporoje, da? Uh, Într-adevăr, uh, ne arată pe de-o parte că trebuie să ne așteptăm la așa ceva Începutul războiului din februarie și acțiunile care au fost desfășurate atunci Se pare că nu sunt o singularitate, nu au fost doar atunci uh, Pe de altă parte, ne demonstrează că președintele Putin nu a renunțat la ideea, la idealul La dorința lui politică de a, de a distruge statalitatea ucraineană Pentru fel de fel de motive pe care le-a exclus de, de foarte multe ori da? Vedem, de asemenea, istoric, dacă, ne, se, dacă este să ne ducem la istoria militară sau istoria teoriei militare, o întoarce la nivelul conceptelor din interbelice, care au fost aplicate în perioada celui de-al doilea război mondial, acelui concept al bombardamentului strategic, care pe lângă distrugerea unor obiective cu importanța și influența asupra acțiunilor militare vizează și terorizarea populației civile. După Primul Război Mondial, datorită hecatombelor de cadavre care au, care au rezultat din acțiunile din într-un fel nepotrivirea doctrinic și tactici și cu posibilitățile armamentului, au fost fel de fel de teoreticieni care au gândit și au căutat să găsească o soluție pentru a încheia războiul foarte mult mai rapid, nu foarte rapid. Și una dintre soluțiile pe care, care au fost gândite de prima oară așezate pe hârtie de un italian Duh Duhuie, a fost cel al bombardamentului strategic, în sensul că de la începutul războiului nu am în vedere neapărat uh, forțele militare, cele de la contact, ci populația civilă, potențialul industrial. Tot ceea ce face un război de neacceptat uh, pentru un popor, pentru populație, astfel încât prin un bombardament stravăn, ideea era că oricât de bine ar fi fost, facem o mică paranteză, oricât de bine ar fi fost organizată apărarea antiaereană, bombardierul va trece, va pătrunte întotdeauna, deci un bombardament din acesta extrem, extrem de, de serios... Va determina populația civilă să se ducă să bată în ușa guvernului propriu și să spună nu mai vrem război, dute, fă ceea ce trebuie, astfel încât uh, pacea să vină, noi nu mai suportăm deja, uh, to toată viața noastră este distrusă. Deci, cumva, vedem, pe de-o parte, dorința uh, de a. Uh, continuitatea obiectivului politic de a distruge statalitatea ucraineană și, în același timp, în același timp un atac asupra moralului populației care, în prag de iarnă. S-au distrus acele instalații energetice de transport energie electrică, o mare parte din Ucraina este uh, în beznă, nu mai funcționează, curentul nu mai, uh, nu mai ajunge în gospodării, nu mai ajunge în fabrici. Deci, toate aceste chestiuni au fost urmărite simultan de către și au fost cumva obținute, mai puțin moralul probabil, uh, dar distrugerile au afectat potențialul industrial al Ucrainei. Cam deci, deci, din ce spuneți, să înțelegem că atacul asupra populației civile este premeditat, este gândit exact ca armă să distrugă moralul poporului ucrainean, astfel încât să le ceară lui Zelenski și celor din conducerea țării să oprească războiul. Știi. Dar, știți ce nu se leagă? Nu se leagă faptul că de ce n-au făcut asta până acum? De ce o fac acum? De ce a fost nevoie să aștepte ca să fie lovit podul pentru a replica exact a doua zi. Exact a doua zi, dar acele ținte erau pe o listă. Acele ținte erau pe listă și pur și simplu întotdeauna o acțiune este determinată de intenție, de capabilitate și de oportunitate. Când cele trei se întrunesc, în cele trei, atunci avem o acțiune. Trebuie să recunoaștem că pentru o perioadă de timp, la începutul conflictului, președintele Putin a dovedit o oarecare, cum să spun eu, limită în acțiunea militară, o oarecare. Ar fi dorit ca acțiunea militară să fie una mai mult demonstrativă în sensul celor întâmplate în 56 cu, în Budapesta, în sensul celor întâmplate în 68 în, în, în Praga, în Cehoslovacia? Adică Puțină, puțină acțiune militară, apoi populația uh, ucraineană mulțumită uh, că forțele ruse au venit să o elibereze de opresiunea uh, naziștilor și celor care au la conducere, să învărtiseze soldații Federației Ruse și altfel totul să se, să se termine uh -huh. foarte ușor. Altfel nu este de gândit cum o țară pe când pe, uh, vrei să cucerești sau să, uh, să stăpânești, să controlezi o țară precum Ucraina, doar cu 150.000-200.000 de oameni cât probabil au avut forțele care erau la graniță pentru a pătrunde. Și atenție, din aceste, din acești 150.000-200.000 de oameni, nu toți erau infanterie sau bătători, nu toate erau formațiuni de manevră. Cel puțin o treime erau formațiuni logicite, deci, deci, deja, numărul celor care au fost cu adevărat implicați a fost foarte mic. A crezut în altceva, a crezut că războiul uh, era uh, de alt fel. Deci, nu a realizat. În prima sarcină a unui conducător de nivel strategic este de a realiza tipul de război în care ești, pe care îl vei purta. Pentru că în funcție de acest război îți calibrezi mijloacele, forțele la dispoziție, doctrina, pregătirea acestora. El a crezut că este altceva acolo. Dar apoi, despre, de, de ce a dat? A dat de o, o Ucraina dornică, hotărâtă să se apere, și care a devenit din ce în ce mai bună în a se apăra, care dacă ne uităm la hărți și fără a iubi pe unii sau pe alții, în mod deosebit, cu toate că acum este clar de partea cui trebuie să fim, da? de partea celor care au fost atacați, armata ucraineană este mult deasupra aceea ce la un moment dat era văzută ca a doua armata lumii îi încercuiește, îi capturează, îi împinge. Deci, uh, multe, multe uh, pierde la rușii. Moralul rușilor este la pământ, tocmai datorită acestor înfrângeri. Pe când moralul ucrainenilor este extrem de ridicat, și aceste victorii care vin succesiv nu fac decât să Mărească, să întărească moralul luptătorilor și să oțelească hotărârea cetățenilor ucraine de a rezista aceste invazii. De asemenea, pe de altă parte, opinia publică internațională, oamenii care sunt de partea binelui în acest caz, cei care vor să ajute Ucraina și care o fac, ei sunt și mai hotărâți să o facă, având în vedere modul în care se comportă, modul din ce în ce mai. Ne ne nenormală ne, în, ne da. ne în care se Ne omenesc, ar și vrut să spun în care se comportă. Deși, mă rog, e greu să spui despre omenie ceva în război, nu? Da. Este, dar Ei, vedeți... Mai, mai credeți că mai există eu știu, acea etică, să spunem, în războiului, deci, război care exista să o denioară, Noi studiem de fiecare dată, adică avem Ați faci... văzut grob comune Am din ce în ce comune. mai des. Vedem dar... acum bombardamente asupra blocurilor în continuare. Am văzut și la începutul războiului, Am văzut mereu, de fapt. Nu e nicio etică. Nu este, dar ar trebui să fie, pentru că până la urmă cum gândim? Dacă gândim că totul este permis în război, dar absolut totul, atunci nu este decât o chestie de o bestialitate infinită. Dacă noi gândim că sunt două legile, dreptul internațional, internațional umanitar, care privește două aspecte ale războiului, use in belo și use at belu, adică dreptul de a face război, cum era odată, cu toate că atunci când ele au fost gândite, războiul era un mijloc de a satisface obiectivele unei, de a atinge obiectivele unui stat, după 1928, după, dacă e să vorbim de perioada interbelică, după tratatul de la Londra care privea definirea agresorului, după Helsinki, momentul Helsinki de 75, după 94, momentul, momentul Budapesta, războiul era foarte clar că este dincolo, este în afara Uh, uh, legii, numai războiul de apărare, război, ceea ce face Ucraina acum, ceea, da, războiul pe care îl duce Ucraina este unul care este legal este un război drept Deci, dar unde nu să ajung? De când uh, uh, Henri Dunant a vizitat câmpul de bătălie de la Solferină 1859 și, când a văzut toate acele suferințe, faptul că, soldații, după 15-16 ore de luptă, vreo 6.000 erau morți, 30 și ceva de mii erau fie răniți, fie dispăruți, și mai ales nu era niciun fel de asigurare medicală acolo. Absolut deloc. Și asta l-a mobilizat a renunțat la planurile pe care le avea Henri Dunau, cel care avea să fie ulterior și este părintele dreptului umanitar internațional și părintele Crucii Roșii și uh, Seminunii Roșii, da? Și împreună cu doamnele din zonă au acordat ajutor tuturor celor răniți indiferent de tabără în care au luptat, astfel încât în uh, zona aia, să vorbea, italiane, cele care, doamnele care îngrejau îi chemau pe tot, tuti fratelli, toți sunt frați. Deci, din acel moment s-a încercat Uh, o, uh, o îngrădire a uh, agresivității în cadrul războiului, da. uh, urmărirea unor reguli. Mm -hmm. Unor se reușește mai bine, altor mai puțin bine. Da. Nu, nu cred că are sens să mai vorbim nici de reguli, nici de drept internațional, pentru că Rusia pare să demonstreze că nu este interesată de aceste lucruri decât dacă îi faci pe plac, dacă îi satisfaci una dintre cerințe, nu știu, de pildă, să se oprească o contraofensivă din Ucraina, da? sau să îi lași teritoriile anexate, Crimea și Donbass și, mă rog, unde Rusia controlează acum, atunci poate vorbi de drept internațional, ceea ce nu e cazul în rest, ceea ce nu există, de fapt, drept internațional. Prin urmare, cred că, nu știu, vi se pare corect, logic să urmărim războiul în afara dreptului internațional, astfel încât, astfel încât să ajungem de fapt la o soluție care să mulțumească și Rusia? Pentru că nu, nu e drept internațional. Care e dreptul? Adică ai renunțat, ai spus că, ai spus că lași în pace, asiguri securitatea Ucrainei dacă cedează arsenalul nuclear. Dacă, dacă muncă, avea, astăzi, da. dacă avea azi Ucraina, apropo, dacă azi Ucraina avea arme nucleare, mai era atacată? Bună întrebare. Și de asemenea, să începem cu ultima parte a întrebării și a chestiunilor pe care le-ați ridicat. Nu e vorba doar de Ucraina, sau dar exemplul ucrainean ar putea face multe țări, ar putea determina multe țări să se hotărească cele care pot să achiziționeze bomba da? atomică sau nucleară, tocmai având în vedere două lucruri. Că sunt două lucruri de avut în vedere în acest context. Primul este că Ucraina este atacată după ce în 94-95 a renunțat la a mai fi. Exact. Era a patra, a cincea putere nucleară. La... Deci unde Rusia a dat în scris, de alb, că Evident. nu se atinge Evident. de Ucraina. Asta pe departe. Pe de altă parte, de ce acțiunile sunt totuși acțiunile uh, internaționale împotriva Rusiei sunt limitate mai ales la acțiuni economice și de altă natură? Pentru că Rusia este o putere nucleară. Dacă Rusia nu era o putere nucleară, atunci probabil caracterul acțiunilor, având în vedere agresivitatea acțiunilor ruse, ar fost un altul. Adică societatea internațională ar fi răspuns Altfel la ceea ce a făcut Rusia. Dar faptul că Rusia este o putere nucleară care are aproximativ 6.000 de, de. Cea de, mai mare putere nucleare Cea nu? mai mare de ogive nucleare, din care de aceea și trebuie să punem puțin lucrurile la punct, în sensul că sunt 6.000 dacă sunt toate numărate, dar operaționale, nu știu dacă asta mulțumește foarte, foarte mult, deci, sunt vreo 1.700. Adică sunt posibile în acest moment. Da. Celelalte sunt în depozitare, sunt unele sunt. Uh, uh, dar, și asta uh, e un pericol. Deci, Uitați-vă, de 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 vorbim despre arme nucleare în sensul că uh, ele au fost necesare ca să nu faci război, nu? În sensul că. te așa s-a gândit atunci. Te, așa temi, gândit. te da. temi de celălalt da. să folosești arma nucleară pentru că are și el armă nucleară și uh, se teme toată lumea să le folosească, dar ele există. ele există. De ce a fost nevoie ca lumea să facă depozit de arme nucleare ca să ținem pace? Cu ele? Păi, nu, iată, e un risc mai mare ca niciodată că am putut să acumulăm astfel de arme nucleare în loc să dispară. Evident, adică, dar uitați-vă că acum dacă avem, ne uităm la număr, că la asta ne putem uita în acest moment, la 10-11.000 de ogive nucleare care ar fi uh, la nivel mondial, e o mare reducere de la aproximativ 40.000 câte erau probabil de fiecare parte, adică ar, armamentul nuclear în perioada interbelică a fost numărul acestuia. Cantitățile erau imense așa erau imense și ne referim aici la armamentul strategic la rachete până la urmă la bombe de avioane dar și la armamentul substrategic așa numitul armament uh, tactic nuclear tactic care a avut un vârf al existenței sale în sensul numărului prin anii 70 apoi ușor ușor uh, au început să. Cei care aveau această categorie de armament au început să analizeze, dacă el, cu adevărat, este, este întrebunțabil. Pentru că acest armament, tactic a apărut după ce și-au dat seama că un război, un schimb nuclear de lovituri nucleare de da. nivel strategic. Distrugea totul. Distrugea totul și au zis, dar cu totul și avem arme dar așa de puternice. N-am putea să le mișorăm puțin el, astfel încât să ne putem juca totuși cu ele, militărește vorbind, adică operațional, și au zis, da, le facem mai mici și au început să apare torpile, bombe de aviație, proiectile de artilerie de diferite calibre, începând cu 155, inclusiv mine nucleare, mine, da, astfel încât ar fi fost, conceptual vorbind, acele mine, ar fi fost îngropate în calea șuvoilui de tancuri sovietice, ar fi explodat, ar fi făcut niște, niște distrugeri, niște ruperi în pământ extraordinar de mari, încât mobilitatea celor forțe ar fi fost îngreunată. Deci asta era ideea, conceptul. Uh -huh. Dar apoi mai ales germanii au zis, băi fraților, Bruder sau cum or fi spus ei acolo sau în engleză, uh -huh. dar atenție, tot ce planificați voi și arată cât de cât ok pe hartă, toate acelea se întâmplă sau s-ar fi întâmplat pe teritoriul german. Nu se poate așa ceva ca Germania. Germania ar fi fost distrusă ar fi fost distrusă nu datorită, cum să le numim, distrugilor cinetice, datorită suflului, ci datorită faptului că Germania ar fi ajuns o zonă plină de radiații, sute de ani de... de o, o zonă contaminată radioactiv, unde viața ar fi fost extrem de grea. Și deci, pe anii, pe anii 70, după anii 70, s-a realizat că, într-adevăr, aceste categorie de oameni deși există, ne freim la cele substrategice, ele nu vor putea fi utilizate și datorită efectelor lor, no. și datorită faptului că ar fi fost o oza într-un lanț mai lung care ar fi dus inevitabil la un război nuclear total. E clar, nu, dar pentru lume e un lucru rău să existe și 10 ogive nucleare în depozit, nu 10.000 pentru că discuția, într-adevăr, este dacă e bine că ai redus în perioada războiului rece, dar totuși au rămas o grămadă încât să distrugă planeta. Însă revenind la arme nucleare tactice, aveți senzația că în ultimele zile Rusia a luat piciorul de pe accelerație în privința acestei amenințări. N-am mai văzut cel puțin vorbindu-se despre arme nucleare ta, ci atac nuclear dinspre Moscova cel puțin. Da. toate toate țările care au arme nucleare care posedă arme nucleare, posedă de asemenea sau trebuie să posede o politică declaratorie prin care spun în general Uh, neconcret. Atenție! Că dacă voi faceți ceva, ceea ce nu trebuie să faceți, noi avem aceste arme și în, la un anumit moment ne gândim să le utilizăm. Deci, din punctul ăsta de vedere, Rusia a ca să spunem așa uh, clasic uh, după cum bănuiam că va acționa le-a spus tuturor celorlalți, dacă vă băgați prea mult și treceți anumite linii roșii nu uitați că noi avem armament nuclear. Asta de o parte. Pe de altă parte se există în o utilizarea oricărei categorii de armament există două, să spunem așa, criterii care fac sau nu fac acea categorie să fie utilizată. Criteriul operațional, adică poate acea armă să rezolve problema operațională pe care ți pune adversarul pe de-o parte. Ăsta mm. e un criteriu pur militar, adică pot să o întrebuințez, are efecte asupra adversarului, eu mă pot proteja de efectele acelei armei. Pe de altă parte, este criteriu politic și întotdeauna aici am vrut să ajung utilizarea armamentului nuclear se face, se decide la nivel politic. Și nu e vorba aici de Rusia. Rusia nu are foarte mulți prieteni și eu cred cu adevărat că un... Uh, asta a spus șeful NATO, secretarul general NATO ieri. Este evident. Și este evident foarte clar ce se întâmplă de acum. De fapt, a spus și un șef de servicii de informație din Marea Britanie. Da. China nu uh, va fi de acord cu chestia Dar asta. apropo de asta, am auzit azi un lucru interesant. Da. Că nu e probat, nu îl putem confirma. Uh, un jurnalist uh, român uh, care lucrează pentru. Paul Cozighian lucrează pentru Le Figaro. Uh, spunea că în Franța a văzut uh, dezbaterea asta. Că există o comunicare actuală, azi, ieri, alaltă ieri, uh, șeful statului major general american discută cu șeful statului major general rus. A, ieri, mele, -a generalul mele cu generalul Gerasimov. Credeți în așa, în așa ceva? Există o asemenea posibilitate și eu. Pun că o discuție nu înseamnă acceptare. Este foarte bine să fie discuție pentru că discuțiile la un asemenea nivel între oameni care știu ce vorbesc, între oameni care cunosc decizia politică, asemenea discuții uh, pot evita multe neînțelesuri. Ce ar putea discuta doi șefi de stat general major din două tabă de opuse? Ar putea discuta, uh, mai ales când ar apărea vreun pericol uh, în ceea ce privește, uh, pentru că și echipamentul militar mă refer aici la radar, la echipamentul de detecție, poate, poate, să nu funcționeze cum trebuie. De exemplu, dacă rușii ar crede că NATO a lansat o rachetă 2-3, în momentul în care nu ar exista acest dialog, ar spune, suntem atacați, și, în general, ai 10 minute de a lua decizia de a lansa și tu rachete sau nu. 10 minute. 10 minute nu e o perioadă de timp extrem de lungă. Și atunci, ce punem mâna pe telefon, ați făcut... cât timp durează până pornește racheta, din momentul în care ai luat decizia. A bine, racheta pornește imediat, nu e o mare problemă nu, da. acolo. E, un, e, o procedură, înțeleg. E o procedură, dar decizia și de se, se transmite automat, extrem de rapid, la cel care, de exemplu, în cazul urșilor, sunt două posibilități. E vorba de ce, ce ghet, ce get, așa teribilă și cunoscută sau, mă rog, prezentată cât de cât valiză, pe care președintele Putin o are mereu cu ea, acea valiză, nu are butoane nucleare, ci are coduri, coduri și da. comunicații. Un semn de comunicații care are legătura cu statul major general al Federației Ruse, care se pare că aici. na, e cu se pare, nu știm sigur. Care nu ține am... legătura cu statul major general exact. american. Nu? Da, dar statul major o, o, al, general acest general acest al, al Federației Ruse, evident, are două posibilități de lansare. Lansare directă pentru rachetele care zgâdesc 300 și ceva, aproape 400 în silozuri, sau trimiterea ordinului de lansare la cel care face. Ce este asta la militarul... Adică Putin pune una pe telefon și spune lansați racheta. Da. Ce face statul major cel general? Cel care lansează efectiv racheta. El nu o lansează acum pentru că nu are posibilitatea. Putin vorbește și transmite ordinul către statul major general da. rus, care are două posibilități. Să transmită ordinul mai departe, pe care e ierarhică, sau să acționeze el însuși asupra unei categorii de rachete și alea sunt rachetele care se găsesc în cele 10 uh, zone de silozuri pe care rușii le au în ceea ce privește rachetele balistice. Deci în ceea ce privește discuția acestor înalți de demnitari militari, eu cred că este o zonă, eu cred că este o, e bine că se întâmplă așa ceva, n-am o problemă cu această chestiune, pentru că eu spun și accentuez acum. Nu este vorba de a accepta, de a spune Valerii, uite eu, da, ai și tu dreptatea ta, nu e vorba de a i spune așa ceva generalului Milei, cu care m-am întâlnit odată și am fost extraordinar de încântat de de profesionalism. da, da. da, da. Nu era șeful statului, nu era președintele, era șeful de stat major al forțelor terestre ale SUA. Am fost într-o vizită foarte interesantă, am avut o discuție inclusiv referitoare nu neapărat la relațiile bilaterale, ci și la anumite aspecte istorice din zonă, și generalul Mile, pentru că este un profesionist, în momentul în care și-a se dat seama că doar din teorie, din vorbele mele, nu poate, a ordona și în 5 minute, apropo de cât de repede se execută, deci i s-a adus o hartă. Reveniți la cele de 10 minute. I s-a că... adus o hartă și am discutat pe hartă, da. Ei, acele 10 minute sunt, se pare, cele care sunt la dispoziție pentru luarea unei decizii. După ce decizia s-a luat, probabil nu mai mult de 50 minute ar lua pentru lansarea rachetele. Credeți în această idee vehiculată de foarte mulți analiști, observatori? că de fapt Rusia nu va folosi niciodată arma nucleară tactică și că de fapt folosește mai mult amenințarea pentru a obține ceea ce avantaje în acest război. Este descurajarea care se face, descurajarea de a nu trece peste o anumită, peste o anumită linie. Și dacă e să mă uit la tipul de descurajare, atunci când vorbim de conceptul de deterrence, pentru că după ce în 45 a apărut americanii au demonstrat că au arma nucleară, în 49 au avut-o și rușii și au demonstrat că există arma nucleară. Când monopolul american a fost, nu a mai fost, deci s-a terminat, atunci automat fiecare parte a realizat ce distrugere poate face partea cealaltă asupra teritoriului și asupra populației, asupra aceea este ea. Și de atunci o serie întreagă de oameni s-au plecat asupra acestui concept de descurajare. Adică te descurajezi pe tine și tu mă descurajezi pe mine. Și acest concept de descurajare a pornit de prin anii 50 Bernard Brody a pus Thomas Schelling și când te uiți este foarte interesant. De ce spun treaba asta? Pentru că, de exemplu, Schelling era un foarte bun matematician, era un foarte bun economist. El a avut o contribuție în teoria jocurilor, Pentru că el a văzut competiția dintre cele două părți care trebuiau descurajate ca fiind o competiție între actori logici. Adică, ce trebuie să fac eu logic ca tu să răspunzi logic astfel încât noi să ne înțelegem unul cu altul și să nu acționăm, să ne descurajăm reciproc. O altă parte, o altă descurajare este descurajarea, aici am vrut să ajung, descurajarea prin by denial, cum e în engleză, prin interzicere. Adică rușii spun, nu uh, faceți, nu treceți o anumită linie roșie, cu toate că nu au stabilit-o foarte, foarte clar, pentru că ar trebui să o ducă mai încolo și mai încoace. Pentru că noi avem sisteme da? sisteme care pot răspunde și consecințele unei asemene, dacă noi folosim un asemenea sistem vor fi catastrofale. Este pe de o parte descurajare prin by denial, în sensul că se încearcă să se anuleze dorința celorlalți state de a folosi anumite capacități de a sprijini într-un anumit fel Ucraina, și pe de, pe de altă parte este de asemenea o descurajare prin, prin pedepsire, în sensul că se anunță o pedeapsă foarte zdravă, dacă cumva se fac, se împlinesc anumite acțiuni care nu sunt, să spunem așa, în repertorul de acceptare a Rusiei. Da, Ne-am descurajat și ne-am descurajat până ne-am încurajat și am ajuns, iată, la acest război. Nu zic noi, ci lumea. Da. În general, uh, haideți să revenim la front, pentru că este preocuparea noastră principală, să convins. Uh, și să facem foarte pe scurt uh, fotografia momentului la ce se întâmplă acum în Ucraina. De fapt, rușii, rușii ce mai controlează din ce au ocupat, să spunem? Ce controlează în afară de Crimea, având în vedere contraofensiva ucraineană? Putul? Și doi, la mână, și doi la mână, ce se poate întâmpla uh, în perioada asta cel puțin până la sfârșitul anului, dar și peste iarnă în general. Pentru că și aici e o discuție cu așteptarea înghețului, cu Rusia care vrea să câștige timp prin aceste negocieri și apropo de propunerile președintelui uh, turc pentru un armistițiu care pot fi văzute drept eu știu, o încercare de a ajuta Rusia, sunt opinii în sensul ăsta, deși Erdogan e parte din NATO, astfel încât Rusia să câștige timp să-și refacă forțele care sunt acum slăite de puteri și cu multe probleme și să revină în iarnă. Cu acești rezerviști, sau în primăvară, din nou în forță. Deci, care este poza momentului acum? Ce controlează Rusia, din ce a ocupat? Rusia controlează aproximativ 15-17% din teritoriul ucrainean. Este o. O certitudine? Da, este o certitudine în sensul și este o, o porțiune de teren, o porțiune de teritoriu care are ca mărime valoarea Portugaliei, Deci nu este o zonă trivială din teritoriul Ucrainei. Portugalia, nu te înțeleg că ați avut o experiență de viață personală. Minunată, de... Aș spune da. așa. Am o a... colegă, colega noastră, Mihaela Crăciun a povestit că da. v-ați intersectat da. în Portugalia, dar, mă rog, sper să avem ocazia să vorbim și despre ceva decât da. război și Portugalia e un subiect frumos. Rusia deci, zona... controlează o bucată din Ucraina cât Portugalia. Da. O controlează efectiv? O controlează, sau da. are niște soldați acolo care abia așteaptă să fugă? Nu, o controlează pentru că e la contact. Deci problemele rușilor sunt în acest moment la contact, unde au fost împinși în zona de nord, da? Dar ei s-a intrat ucrainenii au reușit să intre puțin în, în districtul Luhansk care era ocupat de ruși în totalitate, dar marea majoritate este sub control controlul Federației Ruse. În în rușii încearcă, nu au controlează cam 60% din, din să spunem așa, teritoriul da, din bazin, da, din, din teritoriul care este legal al Ucrainei, da? mă refer la marginile și da. la limitele administrative, da. Dar rușii acolo încearcă să dezvolte, să dezvolte, să se să împingă pe ucraineni în spate. Iar în zona de sud, am văzut foarte clar contraofensiva anunțată pornit uh, și apoi Fenta pe care au făcut-o ucrainene extraordinar de interesant, Fenta, care a făcut păruși să-și uh, anumite vreo 3 trei brigăzi, 3-4 brigăzi din zona care, unde apoi ucra ucrainene vor avea succes să ducă în partea de jos, da? 3, 3 uh, brigăzi, 3-4 brigăzi, uh, datorită acelei Fente, uh, ușurând sarcina ucrainilor de a penetra pe timpul contraveției pe nord. Deci, ca la modul global, în ceea ce privește Ucraina, avem de-a face ceea ce este bine este că, după părerea mea, Ucraina nu a culminat în definiția clausivitiană el vede atacul și războiul de asemenea ca o zonă de urcare și când atunci când ajungi pe culme singura cale este înapoi. Deci ideea este ca niciodată să nu culminezi, să nu ajungi acolo de unde să o iei înapoi. Și chiar dacă se fac pauze pe traseu și se poate vedea că intensitatea avansului înaintării ucrainene nu mai e atât de mare după cum a fost odată. Și este de înțeles pentru că se fac regrupări da, de forțe. trebuie se să fac... faci cu pauze. nu pot să... Cu pauze, evident. Și ceea ce nu spuneam îndeajuns uh, probabil este că și ucraineni, adică ne uităm mereu la pierderile ruse uh, din punct de vedere pierderile militare pe care le au ruse, da, uh, mai dar de asemenea să nu uităm că și ucrainenii au pierderi importante pentru că nu se poate altfel, așa e la război, nu? știți ca în uh, o scrisoare de la muzeremisădo da, cum se termină. deci ucrainenii ucrainienii au pierde și ei trebuie ca acele și consumuri, acele consumuri să fie, să se facă reaprovizionarea din toate punctele de vedere, pierdere să fie înlocuite, oamenii să fie instruiți. Deci în acest context, în această dinamică dintre cele două părți, din fericire ucrainienii încă au inițiativa din punctul meu de vedere, da, se dovedesc din ce în ce mai competenți din punct de vedere militar, pentru că este evident, oricât de multă teorie am citit, oricât cât de multe hărți am împodobit cu semne convenționale, oricât de mult am stat prin poligoane să ne bată vântul, să tragem, nimic nu se compară cu experiența războiului. Orice armată se verifică din nefericire, dar asta este realitatea prin război. Și această experiență, o armată instruită și trecută prin război, face de uh, cât două, trei armate care n-au trecut pe acolo. Deci, din punct de vedere militar, este foarte clar pentru noi că armata În acest moment... este peste armata rusă, a doua din lume. Vorbim de ziua de astăzi, pentru că noi ceea ce vedem, poza, harta, poza, toate informațiile pe care le avem, le avem în ceea ce privește ziua de astăzi. Întrebarea este, Doamne. are Rusia resurse să continue acest război, să-și mențină măcar uh, zonele ocupate, adică uh, bazinul, uh, regiunile uh, Donetsk-Lugansk și Crimea, bineînțeles că mă gândesc că e uh, pentru Rusia, este subiect interzis. Să, poate, poate ne putem gândi că dacă merge prost pentru Putin, e capabil să renunțe la ce a ocupat acum și să rămână măcar cu Crimea? S-ar mulțumi oare cu așa ceva? Dacă nu, nu poate militar să ducă războiul ăsta. Dar nu știm, marea, deci dacă ne uităm la număr, la cantitate, uh o țară de 150 de milioane de locuitori, aproape 150 rog, de milioane. Acum, cred că cu fiecare zi mai, mai puțin, pierde da. câte un milion, nu un milion, dar da, de destul, da. Erau voci care spuneau și analiști care menționau că 300-700 de mii de oameni, de tineri, cei care erau în pericol de a fi încorporați, încor în vedeți mai ales în Kazakhstan și în Georgia, dar nu doar acolo, asta pe de o parte, pe de altă parte sunt și pierderile din, din Ucraina. Deci, într-adevăr, populația numărul deci, asta... Să înțeleg că, din punct de vedere uman, Rusia are capacitatea să continue acest război. Are capacitatea, dacă, dacă, facem o analiză și spunem, ajungem la, la vreo 7-8 milioane de oameni care ar putea fi încorporați Adică bun, care trim trimiți așa la moarte șapte care milioane sunt doar ca să arăți că tu ai 7 milioane? Putea fi încorporat, dar atenție, aici e vorba de o anumită zonă de vârstă. Pentru că, în momentul de, dacă e luat pe toți acolo în teorie, ar rămâne fabricile fără absolut nimic, câmpurile nu ar mai da, fi lucrate. Da, mă vedem acum că nici nu s-a anunțat bine ordinul de încorporare și au, au luat-o la sănătoasa sute de mii de ruși. Da, că -au dar aminte să vorbim de milioane, adică pare ireal. Nu, noi vorbim acum ca statistică, pentru că atunci când analizez Capacitatea unui țări, te uiți la capacitatea economică, capacitatea populației, la vârste, la sexe, la împărțirea la împărțirea sexului pe grupe de vârstă. Și vei vedea, vom vedea că populația aptă de efort militar, probabil, din unele analize, ar fi la vreo 6-7 Bom, milioane. Oameni se spune că mai are, soldați se spune că va mai avea. Ar putea dar avea. Mai are rachete, că a tras cu nemiluita, mai are bombe, mai tras... are bani să le facă? A tras cu nemiluita, bani mai are. Mai are bani să țină miliția din țară pentru că trebuie plătiți jandarmii ca să țină populația în frâu. Deci e o chestiune la care trebuie să ne uităm cu obiectivitate pentru că noi am vrea ca ei să spunem că ei nu mai au, dar uite că ei mai au. Adică dacă ne uităm și la aceste uh, sancțiuni care ne afectează și pe noi și pe ei, vom vedea că rubla s-a întărit, vom vedea că vin încă destul de multe... Bun, nu știe nimeni cât de mult s-a întărit, că nu suntem acolo să trăim... Evident, da? Din, da? Eu nici eu nu am fost acolo. Că nu folosiți ruble, nu le-a schimbat eu Nu le, le folosesc absolut deloc, nici nu știu cum arată. Deci, uh, nu, până la partea economică dar am citit anumite analize care, care se refereau la o asemenea chestiune. Rusia uh, mai are rachete, nu sunt convins că nu le-a terminat pe toate. Am încredințarea că mai fabrică câteva pentru că nu chiar dacă oficial Înțeleg că nu mai are cu ce, pentru că nu are acele componente. Nu are acele componente, dar, dar da, de asemenea care care trebuie blocate. să înțelegem că uh, structurile de informații folosește ceea ce se cheamă contrabandă și există pe acest pământ oameni care ar face orice pentru niște bani, așa numite samsari care vând și cumpără armamente și probabil că, din păcate, probabil, e doar probabil, fluxul de componente de înaltă inteligență care ajunge în Rusia nu este stopat de tot. Erau la un moment dat anumite uh, ucraineni au făcut o analiză asupra unor categorii de armament și care se vedeau după ce în mod, după 2014 acele, uh, a, 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 acele componente nu ar fi trebuit să fie în Rusia, ei acele componente erau fabricate în țări din vest în 2020. Deci există o rețea neagră care uh, poate să uh, cumva să suplinească și să aducă ceva componente inteligente în. în mea, trece timpul cu atâta repeziciune, dar Vreau să spun un singur lucru. Cât parcă n-am vorbit deloc, dar mai avem puțin timp. Vreau să spun un singur lucru. Marea problemă și locul unde trebuie să acționăm, cred eu, este moralul. Pentru că moralul este principala componentă a forței de luptă a unei armate, a puterii de rezistență a unui popor. În momentul în care noi vom demonstra și vom reuși să afectăm în sens pozitiv pentru noi moralul, să le demonstrăm că... Popul, populația rusă să nu mai să nu sprijine, cum pare că sprijine, dar nici aici nu știm adevărul, evident, uh, guvernarea Putin, atunci când moralul acestor uh, armate ruse va cădea, și mai mult decât a căzut, nu? când moralul populației va scădea, atunci avem o șansă. Pentru că dacă ne uităm la mărime și la numere, Rusia stă încă stă bine, dar moralul este, să spunem așa, uh, tendonul lui Achille, acolo trebuie acționat. Dar și moralul ucrainean poate scădea? Nu, în rândul armatei, care demonstrează din potrivă, care are un moral foarte puternic, dovadă contraofensiva, ci în rândul populației civile, cum spuneați, în urma acestor atacuri nesăbuite la adresa blocurilor, copiilor, școlilor și așa mai departe. Foarte scurt, ne rămân doar câteva minute, vedeți posibilă pacea pe termen scurt? Nu. Nu, pentru că este evident că Ucraina nu este nemulțumită cu situația actuală. Chiar dacă Rusia, deci pentru pace, trebuie două părți să, să fie de acord. Da? Rusia a spus, a spus, bine, uite, dacă voi considerați că aceste teritorii care, în mod democratic, populațiile de acolo și-au exprimat dorința de a fi parte a mamei Rusia, noi suntem de acord și așteptăm un telefon ca să, închecăm, să începem negocierile de pace. Dar astea sunt de ne, adică nu ne mutăm de aici sunt niște chestii cu care voi trebuie să fiți, să vă împăcați cu gândul că aceste teritorii ne aparțin. Ucrainenii niciodată Niciodată, neveste, neveste. Ucrainienii nu sunt de acord cu așa ceva. Ucrainienii mereu spun de eliberare, ucrainienii se referă mereu la acțiunea de luptă, ucrainienii uh, au încredere și în situația și în, în uh, cum să o numesc eu, în, uh, în, uh, în uh, societatea internațională. Uitați, acum este vorba de un uh, așa-numitul uh, uh, compactul, compactul de Securitate de la Kiev, un grup de uh, condus de fostul secretar general uh, uh, al, uh, 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 al NATO, Rasmussen, al de, un, de, șef de, de, șef de șeful de cabinet al președintelui uh, ucrainean uh, și foarte mulți oameni uh, foarte importanți, cu multă experiență, care au deținut posturi în alte, fost prim-ministri, fost-ministri, s-au adunat și au întocmit un raport prin care Propun o serie întreagă de măsuri astfel încât uh, Ucraina să-și teritoriile și, după asta, uh, uh, suverenitatea, integritatea uh, teritorială a Ucrainei să fie menținută, să fie protejată, atât prin forțele proprii ale Ucrainei, sprijinite, evident, de către, forțele, de către, de către societatea internațională, cât și cu sprijinul tuturor membrilor comunității internaționale care sunt de partea. Celor care cred cu adevărat că războiul trebuie scos din panoplia acțiunilor unui stat. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule general. Discuția noastră a trecut, iată, de la situația frontului, încercam să facem o poză și cred că, în bună măsură, am reușit. Am tras concluzia din ce spuneți dumneavoastră că Rusia a mai pierdut din teritoriu, încă are un control acolo destul de important. Am mai tras concluzia de asemenea că principalul, principala muniție în ghilimele de care putem vorbi în acest moment, care poate să facă diferența în acest război, este moralul. Moralul care poate afecta și forța Rusiei, în sensul că oamenii în Rusia să se revolte sau să nu mai accepte să eu susțin acest război și, în același timp, moralul ucrainean pe care îl vedem într-adevăr în curajul de pe front, dar și moralul scăzut al populației din cauza acestor atacuri. Și importanța că... sprijinului internațional pentru. Exact. Vă mulțumesc foarte mult. A fost domnul general Mândrescu. Revedem cu siguranță în emisiuni despre situația de pe front. Numai bine.